Cătălina Oprea a mărturisit că s-a simțit foarte bine concurând alături de sportive foarte importante ale României. Atleta, actualmente instructor la Clubul Sportiv Târgoviște, a cucerit medalia de aur în concursul amatorilor și a obținut un neașteptat loc 6 în ierarhia generală feminină. Cătălina Oprea, după multă vreme, din nou într-o competiție, nu care punctează, nu care e prinsă în calendarul Federației Internaționale, ci la un cross al loteriei, la care te-ai descurcat mai mult decât onorabil. Da, nu îmi vine nici mie să cred că am alergat atât de bine, cu toate că mă așteptam, m-am pregătit foarte mult, eu chiar dacă nu mai am voie, mi-aș fi dorit să particip la legitimați, dar am participat la amatori, cu atât mai bine pentru mine, pentru că am și câștigat. Cătălina, cum te-ai simțit când ai fost din nou la linia de start? M-am simțit foarte bine pentru că m-am așezat lângă atleții buni de performanță, cu toate că mi-aș fi dorit să mă întrec cu ei la legitimați, dar nu s-a putut și asta e situația. Poate într-un viitor apropiat să... Am înțeles că chiar și cu profesioniști ai ieșit undeva pe locul 6, dacă ar fi fost să-i luăm în calcul și pe cei care sunt legitimați. Da, am venit pe 6 în total la senioare, am bătut ceva fete care cred eu că ar fi putut să alerge mai bine, dar a fost destul de bine pentru mine. Nu mi s-a părut chiar atât de greu.